Comisia Europeană vine cu un nou pachet de propuneri pentru legile circulației. Potrivit acestuia, școala de șoferi ar putea fi începută după 16 ani, iar permisul ar putea fi luat la vârsta de 17 ani. Tinerii șoferi vor putea conduce însă doar însoțiți până la majorat. Mai mult decât atât, aceștia vor trece printr-o perioadă de probă de 2 ani, timp în care orice abatere de la lege va fi sancționată drastic. Vor putea dobândi experiență cu ajutorul unui sistem de conducere acompaniată, începând cu vârsta de 17 ani, și vor putea să obțină un permis de conducere, dar până la 18 ani vor conduce doar însoțiți. Aici vorbim de o perioadă de probă, a explicat Anca Păduraru, purtătoare de cuvânt a reprezentanței Comisiei Europene în România, potrivit știrile ProTV.ro. Propunem să se permită aplicarea anumitor sancțiuni de privare a dreptului de a șofa în întreaga Uniune Europeană, în cazurile în care un stat membru decide să priveze de dreptul de a șofa un conducător auto din cauza unei infracțiuni săvârșite pe teritoriul său, această decizie să aibă efect în întreaga Uniune Europeană. Noua directivă va introduce și o perioadă de probă de cel puțin 2 ani de la promovarea examenului și în același timp o regulă pentru toleranță zero pentru conducerea în stare de ebrietate. De asemenea, vom adapta formarea și examenele pentru a pregăti mai bine șoferii pentru proporția tot mai mare de utilizatori vulnerabili ai drumurilor, a explicat și Adina Bălean, comisarul european pentru transport, relatează știri de Cluj.ro.